Desigur, diavolul nu este bucuros să vadă această colaborare, această frumoasă unitate dintre noi. Așa că trebuie să fim atenți să o păstrăm. Asta mi-amintește de o întâmplare petrecută cu mulți ani în urmă, care mi-a întipărit această lecție în minte. La vremea aceea, unii frați erau dezbinați, ceea ce a cauzat multe probleme. Poate vă amintiți că a fost un material video legat de această întâmplare. Să urmărim un fragment. Situația era dificilă, mai ales în România. Partidul Comunist a încercat să semene neîncredere în rândul fraților. Membrii partidului se întâlneau cu un frate și îi spuneau ceva, apoi se întâlneau cu alt frate și îi spuneau altceva. Uneori, reprezentanții ai partidului se arătau interesați de adevăr și chiar făceau progrese pe calea adevărului. Unii ajungeau nu doar până la botez, ci chiar erau numiți bătrâni de congregație. În realitate însă, nu erau decât agenții ai securității care se infiltrau printre frați cu scopul de a afla cât mai multe despre organizație. Prin urmare, la un moment dat, unii frați și-au pierdut încrederea chiar și în frații care erau numiți de sediul mondial. Aceștia s-au separat de organizația lui Jehova, unii dintre ei rămânând separați nu doar pentru câțiva ani, ci pentru câteva decenii. Astfel, s-au separat de organizație aproximativ 5.000 de vestitori, un număr foarte mare. Aceștia au continuat să se întrunească, să predice și să folosească publicațiile pe care le aveau din anii anteriori. Dar întrucât nu mai țineau legătura cu organizația, reușeau cu greu să obțină publicații noi. Din când în când, am încercat să-i ajutăm pe acești frați să revină în organizație. Dar eforturile noastre n-au avut succes, întrucât ei nu aveau suficientă încredere în noi. Apoi, i-am spus conducătorului fraților care se separaseră că un membru al corpului de guvernare dorește să le facă o vizită. El s-a bucurat și a fost de acord să ne întâlnim pentru a discuta despre cum putem să restabilim unitatea dintre frați. La această discuție au participat fratele Albu, conducătorul celor care se separaseră, împreună cu 4 bătrâni cheie. De cealaltă parte, erau fratele Jarez, traducătorul nostru și eu. Au participat și reprezentanții Comitetului Țării aprobat de sediul mondial. Îmi amintesc că în prima seară, frații care se separaseră au adus multe acuzații. Acest lucru nu a generat un spirit bun, de aceea am preferat mai mult să ascultăm. Cu toții am fost de acord să ne întrunim și în seara următoare. În a doua seară, a fost evident că Jehova dorea ca frații să se reunească, întrucât atitudinea lor se schimbase complet. S-au discutat problemele și s-au clarificat anumite neînțelegeri. La sfârșitul acelei seri, fratele Albu, conducătorul grupului celor care se separaseră, a spus: dacă nu ne unim acum, s-ar putea să nu mai avem altă ocazie. Prin urmare, frații s-au unit cu organizația. Nu se întâmplă în fiecare zi să vezi cum 5.000 de frați se întorc în organizație. După aceea, s-au luat toate măsurile pentru realizarea acestei unificări. Fraților care se separaseră, li s-a cerut să se alăture congregațiilor noastre. Asta a pretins multă umilință din partea lor, dar au fost dispuși să accepte. Erau frați cu adevărat sinceri, care iubeau adevărul. Astfel, unificarea a avut loc și a fost o victorie extraordinară a lui Jehova împotriva lui Satan. Din experiența fraților din România,
învățăm că între oamenii imperfecți pot apărea oricând neînțelegeri și că uneori am putea avea motive întemeiate să ne plângem că unii frați cu răspundere acționează într-un mod greșit. Însă lucrul cel mai important este să nu ne pierdem niciodată încrederea că aceasta este organizația lui Jehova și că El o binecuvântează. Jehova vede tot ce se întâmplă și își folosește Spiritul Sfânt ca să-și păstreze poporul unit. Iar voința Lui se împlinește întotdeauna. Dacă ne lăsăm îndrumați de Spiritul Sfânt, Jehova ne va binecuvânta eforturile și vom avea succes, toate acestea spre gloria Lui. Desigur, prin astfel de încercări nu au trecut doar frații din România. Situații asemănătoare au fost și în alte țări aflate sub cortina de fier, precum Cehoslovacia, Rusia și Ucraina.